Casa bunicilor este una dintre amintirile pe care toți o păstrează în suflet. Rămâne acolo învăluită în miros de chirpici, amestecat cu aburul de plăcintă abia coaptă și cu poveștile copilăriei. De ce și-ar face astăzi cineva o casă ca aceea din bătrâni? Nu ți sunt strudit într-însă. Ai energie de dimineață până seara. Din ce în ce mai mulți moldoveni încep să-și ridice asemenea case. Alții fac un compromis și schimbă doar acoperișul. Una e ecologică. A doilea, economie de căldură. Și economie de energie. Vara nu trebuie să condiționer. Moda caselor eco. Vedeți duminică la Moldova, țară de minune.